Salut Mihai, îți mulțumim pentru faptul că ai acceptat provocarea noastră. Tu ai ales astăzi cele mai interesante 5 curiozități ale suporterilor, iar acum a sosit momentul să răspunzi. Ești pregătit? Da. Bun, să începem cu prima întrebare din partea Alinei Lupu. Bine ai venit, Mihai. Ce ți-au spus părinții tăi când i-ai anunțat că vei reveni acasă în Oltenia la cea mai iubită echipă din România? Bine v-am găsit și eu. Părinții mei s-au bucurat foarte mult să audă că există interes în prima fază din partea Universității Craiova. Este un vis pe care eu mi l-am îndeplinit, visez la acest lucru de când am debutat în Liga 1 și ei s-au bucurat foarte, foarte mult ca eu să ajung aici. Cea de-a doua întrebare din partea lui Adrian Celestin. Odată ajuns la Universitatea Craiova, te gândești că poți crește în joc iar astfel să ajungi la Naționala României? Cu siguranță, este un pas foarte mare înainte făcut de mine. Eu îmi doresc să am cel puțin evoluțiile pe care le-am avut sezonul trecut și cu siguranță dacă eu voi juca bine, noi vom reuși cu echipa să câștigăm titlul, pentru că asta își doresc și suporterii, voi face pasul și la echipa națională. Gabriel Alexandru, cum te descrie din punct de vedere al calităților fotbalistice? Mă consider un jucător muncitor, un jucător cu un șut destul de bun, o tehnică bună și atitudinea este principala calitate. Jeanu Florin, știi care este cel mai bun fotbalist oltean care a început fotbal la Slatina? Este ultimul mare idol al Olteniei și a înscris pe marele stadioanele Spaniei? Asta este o întrebare foarte ușoară pentru mine. Cu siguranță este Gică Craioveanu. Nu este doar un idol al meu, ci un idol al Olteniei, să zic așa. Și ultima întrebare din partea lui Marian Trușcă. Cum ți se par condițiile oferite de club și metodele de antrenament ale lui Mister împreună cu colaboratorii săi? Da, am găsit aici niște condiții extraordinare pe care nu le-am mai văzut până acum. Condițiile de antrenament sunt unele la cel mai înalt nivel. Antrenamentele sunt unele foarte bune, grupul este foarte bun, totul este la superlativ. Mulțumim mult, Mihai! Mulțumesc și eu!